La Cafe Bohème se vernisează o expoziție emblematică, spun eu, prin mesajul pe care dorește pictorul Dan Merișca să-l transmită în creațiile sale expuse în această incintă superbă. Sigur că Vlăstarele Primăverii, din suflet pentru copii, a fost un proiect, sau este un proiect, care se dorește continuat. A fost un proiect gândit în perioada primăverii, cu gândul la copii, cu gândul la anumite demersuri importante pe palierul caritabil, pe palierul filantropic, demersuri care au fost făcute deja de către Ordinul Cavalerilor de Malta, Prioratul României și Republicii Moldova, care nu de mult s-a constituit la nivelul țării noastre, și împreună cu Asociația de Promovare Culturală Română-Italiană Pro Benemerenti, am reușit în ultima perioadă de timp, prin intermediul artistului Dan Merișca, artist, cum știți, de talie europeană astăzi deja, format la Școala Italiană de Pictură cu nenumărate expoziții în Italia, iată săptămâna trecută, 9 mai, a expus în Ungaria, un deosebit succes la Chiula, în spiritul artei românești, și apoi, iată, azi dimineață a vernisat la Colegiul Ghiba Birta o altă expoziție interesantă, simbolul care ne unesc, partea a doua, Garibaldi Bălcescu. Dacă la Recanati Dan Merișca a expus și a fascinat pe italieni cu 3 secțiuni de pictură, 3 secțiuni de forță, întoarcerea la izvoare Eminescu Leopardi, simbolul care ne unesc, ultima frunză, o temă ecologică și încă o temă de forță, soarele de la miezul nopții, cu o încărcătură simbolică deosebită. Sunt cunoscute demersurile pe care Oreste Tudorescu le face și în această zonă, pe lângă activitățile lui culturale, artistice și, sigur, ezoterice și la nivel de simbolism. Pentru activitatea depusă pe tărâmul cultural, filantropic și, bineînțeles, în zona copiilor, iată, aceasta este diploma. Este o onoare pentru noi să o putem înmâna astăzi, în calitatea mea, bineînțeles, de viceprior al Ordinului Cavalerilor de Malta, Prioratul României și Republicii Moldova. Eu înmânesc și acest lucru ne onorează încă o dată și prezența domniei sale în Arad și alături de această expoziție, alături de artistul plastic arădean Dan Merișca, cum spuneam, care la fel este o mândrie pentru orașul Arad și pentru cultura arădeană și este un real promotor al culturii românești peste hotar. Emoționant să percep și să observ că într-o lume din ce în ce mai violentă și din ce în ce mai întunecoasă, cineva se lasă vrăjit și preocupat de lumină și de flori. E o senzație aproape fizică. Eu nu exagerez când spun că uneori, în fața frumuseții, ghețarii cei mai încăpățânați se topesc până la urmă și procură apa atât de necesară vieții. Arta, cred, că are această menire de a aduce lumina acolo unde nu este și de a încălzi inimile împietrite. Când vezi pictura lui Dan, seamănă foarte mult cu niște stampe medievale japoneze, au delicatețea, discreția și lipsa de ego a unor flori sălbatice, care sunt frumoase pentru că nici măcar nu-și propun asta. Acum, dacă trecem de la metafora florilor la societățile caritabile sau la asociațiile de oameni liberi care hotărăsc în deplinătatea facultăților lor mentale să-și încurajeze semenii într-o creativitate, într-o demnitate, într-o sănătate. Demersul este aproximativ același. Pentru că trebuie foarte multă delicatețe, trebuie foarte multă discreție și trebuie chiar foarte multă credință. Celebra frază a Mântuitorului nostru Iisus Hristos: lăsați copiii să vină la mine, căci ei moștenesc și cerurile și pământul. Cred că Dan a descoperit sau a redescoperit copilul din el. Am înțeles că unul dintre tablouri aparține fiului său și nu observ nicio diferență. Eu când văd asemenea copii, mă liniștesc brusc și dintr-o dată îngrijorarea mea și grija pentru ziua de mâine dispare. Pentru că dacă
noi suntem suficient de inteligenți să nu le obturăm calea foarte mult. Dacă descoperim în noi generozitatea pe care voi ați găsit-o aici de a oferi și cunoaștere și întrajutorare celorlalți, adică semenilor noștri, cred că putem să sperăm într-o țară frumoasă, într-o țară în care să fie veșnic primăvară și într-o țară în care să înflorească toți cireșii. Tudor Gheorghe are o melodie minunată a unei bunici al câmii. După ce am văzut picturile lui Dan, pot să spun că s-au însănătoșit cireșii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, distinsului oaspete, pentru frumoasele vorbe la adresa lui Dan Merișca. Dan Merișca, te rog, câteva gânduri. E prima dată când îmi dau lacrimile la un vernisaj de-al meu. Și prima dată când sunt cu fiul meu la un vernisaj, lângă Oreste și Antonio Martin. Am cel puțin trei motive de bucurie astăzi. Împreună cu fiul meu vernisăm și lucrarea pe care l-a pictat-o cu perfuzii la mână, febră, cu antibiotice și tot ce doriți sau ce nu ați dorit să știți într-un spital. Ne plictiseam și am zis să facem altceva și am început să pictăm. Eu am pictat acel tablou și Benjamin tablou din stânga mea, din spate. Un alt motiv, la fel cu Oreste cu noi și ne bucurăm de fiecare dată când prietenul nostru Oreste e cu noi și când suntem noi cu el la televizor. Da, vreau să mulțumesc și colegului și prietenul meu, jurnalistul palestinian Ahmed Degeabă, care m-a soțit până aici, nu putea să vin singur, i-a fost frică să nu mă piardă și am venit împreună și mulțumesc pentru asta. Și un al treilea motiv, că v-am pe toți la vernisaj și sper din tot sufletul să nu vă dezamăgesc nici de data asta și întotdeauna când veniți să mă căutați prin vernisaje, să vă surprindă fizicii. Mai mult aș dori să vorbească imaginile și mai puțin să vă mai rețin eu cu vorbele oarecum slăbite de emoții. Și de ce nu, dacă emoția cupleșește și își face pe deplin treaba, înseamnă că, per total, atmosfera este una pozitivă și mai departe lucrările mele sper să vă țin o companie plăcută. Vor sta aici pentru săptămâni și săptămâni de zile și până nu se scutură ultima petală. Și permiteți-mi ca una din lucrări din Arad să plece la București pe când se va mărita fetița lui Oreste. Nu cred că va dura foarte mult. Deci lucrarea o vei avea în casă până se mărită fata. Mulțumesc frumos. Și vei avea motive să o mai vizitezi pentru a vedea lucrarea. Să știi, s-ar vrea să mă îndrăgostesc atât de multă lucrare încât să nu-i fac cadou de nuntă. Poate ții pentru ei. Poate. Vă invităm pe toți mai departe la o socializare pe tărâmul artei și de ce nu să mai avem o discuție liberă în continuare. Deci, vărsare ale primăverii din suflet pentru copii are o temă destul de sensibilă, se referă la admiterea nevoii de protejare a naturii, oarecum o recunoaștere a
vulnerabilității florilor în fața noastră și oarecum un îndemn în a ne proteja valorile simple de lângă noi, lucrurile simple care sunt de altfel fundamentale, care ne țin viața. Ecologia nu are de-a face doar cu acei domni interesanți care își fac un nume pe la televizor prin a propovădui o teorie, ci pur și simplu are de-a face cu sănătatea noastră și ceva foarte pragmatic. Din suflet pentru copii, dacă ținem cont că aceste flori nu doar ne oferă acele fructe deosebite și frumusețea lor, ci și oxigenul pentru copiii noștri, pentru sănătatea noastră și de ce nu să le oferim un viitor cât mai curat și cât mai pur ca și sufletul lor de altfel.